Welcome to the future of television. We gotta cut the show. Sorry, bro. Fight outside. Huh? We can't do what it you no mean, more. We can't do the show anymore. Man, there's one motherfucker who will. Sorry, man. That's just how it is. It must be because I'm older now. My patience is broke. Generația Pro, te rugăm. Este o emisiune pentru divertisment, pentru copii, care foarte multe persoane se distrează și câștigă niște bani. Cui se adresează această generație? Tineretului, în special. Între ce vârste? 14-25 ani. Ne spui și nouă, te rog frumos, în ce cartier stai? Pantelimon. Dacă ți s-ar oferi să faci parte dintr-o gașcă de cartier, ai accepta? Depinde de gașcă. Ce fel de gașcă? Poate fi gașcă. Prietenei, stai că nu scrie în discotecă, tot felul cu asta, dar pot fi și găști de erou famat. Se droghează, bea, omoară, sparge. Cum ești ce sunt droguri folosesc aceste găști erou famate? Da, marihuana și hașiș. Ați fumat vreodată marihuana? O singură dată, dar n-a avut efect. Am tras două fumuri și nu. N-a avut niciun efect, n-am necesitat prin nimic. Până și nouă un gest specific generației proferului. Salut! Mike, I'm a savage. I respect the street hustle and I respect some real game. But what I hate is hip hop, always taking the blame. Yeah, I respect the street hustle, I respect some real game. But what I hate is hip hop, always taking the blame. Come on, this is all music, use it, you abuse it. Then hip hop take the blame for the violence and that's bullshit. I'm through with it, let me see a show of hands. How many people sick and tired of fools who ruin it? All music. Okay, you don't got nothing on the people.
Spune... Alo? Iubitor de animale. Spune-ne și nouă ce-ți poți să-ți faci. Iar nu mai miroși, e bine, măi. Să-mi faci o ofertă de judo, te rog? Hai, ridică-te în picioare și fă nouă ofertă de judo. Alo, Sorine, n-a că vin. Bună, să-i să-ți fă băiat. Stai, lasă-ți stic, lași. Frate, dar nu mă lovești, mă nou. Mă nou, mă nou, mă nou. Mi-a trăzit și el. Gata, mersi, acum ne răspund și nouă la câteva întrebări, te rog frumos. Îmi spui și mie, faci parte din generația pro? Da. Ce este această generație pro? Noua generație. Ce spuneți de această generație? Ce înseamnă noua generație? Mă reprezintă. Te reprezintă? Da. Nebunie, da. Reprezintă oamenii. Spune-ne câteva categorii sociale care reprezintă reprezentate de generația pro. Două categorii. Generația întâi, fii aici. Doar fii aici. Numai oamenii care își fată din 30. Au parte din generația pro. Tired of fools who rule and they all mute. You trying to prove you're bad as you whooping asses. Like you the bully at school, picking on the dudes who wear glasses. You the fastest, the blastest, you moving fast to your casket. So take your death wish back to a plate. Deci cine mai am un meldo parazitic? Ora, Andrei, este fără tine! Gata, fi nu-mi place tot. Gata, da, da, gata. Hai repede, poate. Trebuie să mergem în cartul. Hai repede, poate. Hai repede, poate. Te pare rog. Povestea ce plăcea mereu la fel în toată seara. Mai sunt de fel romagii. Sâmbătă seara, salta capitala la pași, nisculea că bani, bani în buzunar, mi-era ca pe un teric tavala, dar acum mă simt mai băgat ca-n dala. Mă lua bordul vina, de doar mi-a rămas, mă uit așa, cam râu și după colț, tot, trei vagabondi, merge să ne ferim. Mulțumim, băieți! Not here in my show. People here for the flow. These people here to get in touch with their mind and their soul. And maybe have a couple drinks, kick it, take someone home. But really, man, ain't no one here for no drama, so be gone. Cause it's dudes like you who ruin it, it's a damn shame. It's fools like you who give hip-hop a bad name. What you do, already done, it's all the same, same. All the bullshit you contribute don't mean a damn thing. You just a man that just looking to pose for cameras. Some choked up Tommy Lee's looking for their Pamela's. Someone need to handle you. Nu prea mult. E prima oară când vin. Este prima oară? Da. Și-ți place spectacolul? Da. Sau, ce formație de muzică te-au plăcut în cele care au cântare? Până și nouă, ce stil de muzică îți place, te rog? Nu, nu, formație, formația ta preferată. Poate să fie și străină, nu-i nicio problemă. Ne poți predona și nouă un vers, un rar refrenul dintr-o melodie, care o știi tu cel mai bine. Al cui? Al parazit, alcool este... Nu mă la familia, asta e alcool, vizor până noapte, nu pune mă în ferie. Vreau pâine, mă închiriat să mă închiriat, mă zic. Poți să mă salvezi dacă mă coși? La gură, bodega, în locul cel mai drag și un event în bag. Dau fericirea într-o cană de fetească, cineva să mă oprească. You ain't got the stamina, leave hip-hop alone before you go on and damage yo. This is all music, use it, you abuse it. Then hip-hop take the blame for the violence and that's bullshit. I'm Thruewiddit with it, let me see a show of hands. How many people sick and tired of fools who ruin it? All music, use it, if you abuse it. Then hip-hop take the blame for the violence. Bună și nouă, te rog frumos, de unde a venit ideea acestei generații pro? Nu știu treabă pe cine a creat acest lucru. Nu-i spune, nu-i spune. Haideți, haideți băieții! Trebuie să spun, tot ce contează acum e să fii cel mai bun, cel mai tare, cel mai dur, cu banul, cu să ai parte, cu ce are, cu sau fără experiență, vor să iasă cât mai mult în evidență și nu poți să tac. Spune-ne și nouă, ce părere ai despre generația pro? Let me see a show of hands. Hey, how many people sick and tired of fools who ruin it all music?
We can't do what it mean, no mo? We can't do the show anymore. That's just how it Come is. On. It must be cause I'm older now, my patience is broken, and I don't know what to tell you. I'm really over these potent, these fucking jokers who think they important, popping and snorting. They got their boys with them starting shit, people try to ignore them. Yo, they always end up fighting management, call law enforcement. They break up the party, then there is no one to do a show for. I'm through with it. There's always one motherfucker who ruined it. Always one.